Stimate doamne, stimați domni, bună ziua la toată lumea. Bună ziua. Bun, pentru cei care mă cunosc, mă cunosc. Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Vitalie Colun, primarul de Orhei. Și, de fapt, astăzi am vrut să vă aducem la cunoștință dumneavoastră strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Orhei, care, de fapt, a fost elaborat în contextul lucrului, atelierilor de lucru care au fost în incinta primăriei Orhei, în cadrul proiectului pe care îl avem cu Primăria Telenești, promovarea planificării și implementării participative ca mecanism eficient de abilitare a comunității și dezvoltare locală sustenabilă. Este un proiect finanțat de Delegația Comisiei Europene și aplicant acestui proiect este Business Consulting Institute. Noi, Primăria Orhei și Primăria Telenești, suntem parteneri în cadrul acestui proiect. Respectiv, dacă Primăria Telenești sau orașul Telenești cu proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și-a făcut strategia respectivă încă în anul 2009, orașul Orhei, de fapt, din punct de vedere a proprietății, să spun așa, sau a avea o strategie de dezvoltare, este strategia Agenda Locală 21, care a fost elaborată în 2001 și a fost elaborată pe 10 ani, 2011. Adică, practic, este epuizată. În acest context, cu ajutorul experților de la Business Consulting Institute, Eduard Hârbu și Viorica Șervina, nu o văd pe doamna Viorica, a, este, și Eduard este, ei au fost moderatorii acestor grupuri de lucru care a fost pe parcursul, să spunem așa, practic o jumătate de an, adică undeva din luna august până în prezent, au lucrat cu salariații din primărie, cu societatea civilă, cu alți factori de decizie, inclusiv cu persoane care au fost interesați să participe la acest grup de lucru și au elaborat un proiect de strategii de dezvoltare a orașului Orhei și astăzi vrem să vă prezentăm acest proiect de strategie, inclusiv ca dumneavoastră să veniți și să vă expuneți, să dați propuneri vis-a-vis de această strategie, totodată, în cazul când nu este inclus ceva în această strategie, o aveți fișele acestea care vă sunt date și dumneavoastră puteți să veniți cu propuneri care ar mai fi proiecte incluse în această strategie, pentru ca 2014-2020 să avem nu numai pur și simplu la nivel de text, că de fapt strategia este cam atâta hârtie, dar să fie și la nivelul de proiecte investiționale care să le putem implementa în orașul Orhei. Grupurile de lucru au ajuns la concluzia că noi în cadrul acestui proiect finanțat, în cadrul acestui grant finanțat de Delegația Comisiei Europene, s-au identificat două proiecte investiționale care să le implementăm până la fiul lunii iulie anul următor, 2014, și anume este vorba de iluminarea stradală în sectorul Lucoaica și Mestreanu, deoarece nu există deloc, și implementarea sistemului camerelor de video, camerelor de luat vedere sau camerelor video, cu un centru de monitorizare, deoarece avem situația criminogenă, să spunem așa, în oraș, este mai mult sau mai puțin la un nivel foarte jos, sau de fapt la un nivel foarte înalt, sunt foarte multe infracțiuni, care să ne dea posibilitatea, într-adevăr, să avem o, să spunem așa, o porțiune de stradă sigură. Nu aș spune, dar inclusiv la nivel de tot orașul. Dacă îmi permiteți, o să pornesc cu implementarea strategiei și vreau să vă anunț că, după cum am spus, atelierul de lucru a lucrat din august 2014. Au fost 4 ateliere de lucru la care, la fiecare atelier de lucru, au fost peste 20 persoane în cadrul fiecărui atelier de lucru. Practic, câte 6 ore per atelier, adică în total 24 de ore. Și, totodată, de fapt,
Vreau să aduc sincere mulțumiri celor care s-au implicat în cadrul acestor ateliere. Principiul performanței orientate. Aici este necesar dimensionat faptul că pentru orice care proiect, pentru orice care activitate, trebuie să avem indicatori. Adică trebuie să ridicăm nivelul sau să ridicăm planca unde trebuie să ajungem. Performanța orientată, adică indicatorii de performanță, trebuie să fie aceiași ca astăzi avem un nivel de trai, iar în 2020 să devină nivelul de trai cu mult mai înalt. Primăria orașului Orhei a făcut un studiu de fezabilitate, deoarece însăși terenul de dezvoltare care este a orașului Orhei, în mare măsură este numai Șescu. În rest, în conform reformei din 2003, când s-au lichidat județele, toate terenurile care au fost a orhieilor au fost ciopărțite și date la primăriile locale. Da? Noi despre orașul avem Seliștea, în partea asta avem Bolohanu, aici Mitocu, Pelivanu, și practic orhieii ca să aibă teren de dezvoltare nu este. Pe seama acestui teren a fost creat, a fost făcut un studiu de fezabilitate, prin care noi, în orașul Orhei, avem potențialul de creștere economică, nu mai pișesc. Și aici este ca să creăm un parc industrial, așa numitul zona Greenfield, unde să avem posibilitate ca să atragem investitori și să creeze locuri de muncă. Este vorba de actualizarea și elaborarea bazei de date electronice a potențialului nostru investițional și crearea ghidului investițional, ca să putem atrage investitori în orașul Orhei. Ceea ce ține de dezvoltarea turismului prin valorificarea potențialului existent este extinderea și modernizarea infrastructurii pentru servicii de cazare și de servirea turiștilor. Cel puțin la nivel de reabilitare a hotelului nostru Codru. Da? Dar, în afară de asta, trebuie să creăm condiții ca alți agenți economici să deschidă cât mai multe hoteluri, cât mai multe restaurante, cât mai multe distracții, ca în orașul Orhei să devină atractiv. Carierele respective și care, de fapt, nu pot să le interziști activitatea ca agenți economici, dar au efectul acesta social vis-a-vis de expoziție și atunci implementarea noilor tehnologii în acest domeniu ar da posibilitate inclusiv să crească orașul, dar totodată și să fie liniștit din punct de vedere social. Eficientizarea și modernizarea transportului public. În primul rând, creșterea calității transportului public prin calitatea serviciilor, instalarea rampelor în transport și ceea ce ține de clar lucru, nu știu dacă este, dar trebuie să fie, renovarea parcului transportului public. Ce se presupunea astăzi la audierile publice? Poate un pic mai restrânsă prezentarea strategii și posibilitatea de a da, a face loc pentru opinii, pentru sugestii, deoarece suntem și noi oameni, cei care am stat în ateliere, cei care am meditat asupra pozițiilor de aici din strategie și poate să ne scape și nouă câte ceva. Dar, sincer, pentru noi a fost o onoare, deoarece are Orhei o speță, așa. O speță, în ce sens? În primul rând, fiind aici, în coasta Chișinăului, e aproape de ajuns. Este un nod, o intersecție de drumuri de la est spre vest, de la nord spre sud. Și chestia asta trebuie exploatată. Și noi am încercat să surprindem poziția asta favorabilă a Orheiului în strategie, dar și altele. Printre altele, de când am venit noi în Orhei și până acum, cei ce n-am simțit-o la Rezina, accesul cât de cât spre centru a devenit net favorabil. Deja nu-ți mai bați capul de caroserie, deja mai puțin o să aibă de lucru cei de la servisuri și, credeți-mă, de 4 ani de când vin în Orhei, văd lucruri noi, care pot fi șterse curent din strategie. He, credeți-mă, loc de mai bine există oricând. Și ăsta este, de fapt, scopul ședinței noastre, a audierii publice, că în baza unor reguli stricte să obținem niște judecăți, niște critici asupra strategiei. Hey. În principiu, strategia este una bună. Ceea ce presupune că activitatea
autorităților publice locale este deja un pic mai ușurat. Ceea ce ține de acțiunile pe viitor, este vorba de inteligența și capacitatea autorităților publice locale, deci a primăriei și a Consiliului Orășenesc-Urhei, de a transforma strategia în acțiuni, iar acțiunile în rezultate. Eu sper că strategia o să fie adoptată la următorul Consiliu al Orășenesc-Urhei, iar respectiv pe viitor vom ține cont de ea și vom dezvolta orașul în sensul care a fost descris în strategie. Bineînțeles, cu completările ulterioare, dacă vor fi necesare. În primul rând, orașul nostru, cu ajutorul nostru, se obține atât denumirea de oraș municipal. Acesta este cea mai mare dorință a orșeienilor de la 1990 încoace. Și eu cred că actualul Parlament va face tot posibilul. În caz contrar, cum a spus domnul, deputații trec de la nord la sud, trec prin Orhiei. Și au toate șansele să ocolească Orhiei și meargă pe drumul de beton. Acela cel mai bun drum. Totodată aș vrea să spun că orașul Orhiei trebuie să fie primul centru național istoric care să aibă aleia clasicilor, literaturii, artei, culturii, științei din Republica Moldova și chiar și din Basarabia, deoarece Orhiei întotdeauna a fost cel mai vestit centru național al țării. Ne-am dorit să avem și o alee a eroilor Republicii Moldova, cavalierilor Ordinului Ștefan cel Mare, care a căzut pentru integritatea și independența Republicii Moldova. Dar toate acestea, eu vreau să mă repet, că le facem noi. Un cinematograf sau un teatru, sperăm ca, într-adevăr, să avem posibilitatea respectivă și un bazin pentru copii. Respectiv, dați să includem această strategie, o să vedem, nu pot să spun acum nimic, dar cel puțin sunt primii pași de construcția unui bazin, sunt niște idei deja de proiectare a unui partener privat sau unui agent economic privat care ar dori să construiască bazinul în oraș. Aceste proiecte două care le avem să fie implementate deja în primul semestru anului viitor, felicitări, multă sănătate, multe bucurii la anul și la mulți ani și să ne ajute Dumnezeu să o implementeze. Vă mulțumesc!